Nu știu, nu... Nu e greu să, să vorbesc cu dacă, ce, ce ar fi fost dacă. Pe mine mă scuzați pentru întârziere, eu vreau, vreau de altfel să, să vorbesc despre unele declarații ale jucătorilor Stelei. Îmi permit să răspund doar la adresa jucătorilor, pentru că nu mi-aș permite să răspund la adresa antrenorului, managerului sau patronului. Și am văzut unele declarații cum că doar pentru acest meci, doar pentru jucătorii Rapidului ar fi derby. Aș tinde să cred că un joc poate fi derby pentru ambele combatante. Un derby nu poate fi mai puțin derby sau mai mult derby. Un derby nu e mai mic sau mai mare. Pur și simplu, un joc e derby. Nu cred că un derby poate fi doar pentru o echipă într-o competiție. Curge mai repede sângele înainte unui meci cu Steaua? Da, asta e adevărat, curge mai repede. Pentru că e un meci important totuși pentru noi. Suntem două echipe din același oraș. Dar totodată nici pentru mine, nu. Din punct de vedere, mi-aș dori ca toți rapidiștii să gândească așa. Nici pentru mine nu este un derby acest meci, pentru că prin definiție derbyul este o întrecere sportivă de mare prestigiu. Ori atunci când vorbesc despre prestigiu, eu mă gândesc la blazon, la tradiție, la istorie. Ori eu nu vreau să compar, să spun, blazonul Rapidului cu cel al unei echipe care vine pe Giulești și nu pot câștiga un meci și se aruncă o vichetă în teren, îl câștigă și se bucură ca niște lași. Eu nu pot compara istoria Rapidului cu cea unei echipe care câștigă campionate în urma unor meciuri la finalul cărora patronul echipei adverse își acuză jucătorii de blat, iar patronul acestei echipe mulțumește jucătorilor adverși pentru că nu au evoluat cu răutate. Și nu în ultimul rând, nu vreau să compar istoria Rapidului cu cea unei echipe al cărui patron umblă cu sacoșele de bani după jucătorii altor echipe prin București. Ce te-a făcut să iei atitudine? Văd foarte mult. Nu. Îmi exprim și eu, dar punctul de vedere. Cel mai vehement în declarație a fost Neme Stoica. Înțeleg că nu comentez declarația unui conducător. Nu, va. Astăzi este chiar ziua lui. Ai un mesaj pentru el? Nu am niciun mesaj. Nu mă interesează pe mine conducerea Stelei. V-am spus, am răspuns la aceste lucruri doar pentru că au venit niște atacuri dinspre Ghencea. Au venit chiar pentru mine niște acuze jignitoare, pentru că a vorbit Alex Chipciu, care vreau să cred că mi-este prieten, ori el are un meci, cred că unul, Rapid Steaua, și spune că pentru jucătorii Rapidului este un derby, nu pentru noi. Crezi că diferența asta de 26 de puncte i-a făcut să... i-au făcut peste lucru cu declarațiile astea și să pară superiori sau să arate că sunt superiori? Da, ei... Așa au fost tot timpul cei de acolo, dar... Poate că acum sunt cu atât mai mult îndreptățiți. Nu, important e să spunem, adică, ce gândim fiecare. Asta e cel mai important și să nu... Credeți că să nu... chiar gândesc așa sau au fost influențați? Asta spun, nu cred. Dar asta, nu știu dacă deranjează neapărat, dar important e atunci când declar ceva să chiar să simți lucrurile ăla și să spui exact ceea ce gândești. Mai departe, trageți concluzia și noastră. Totuși normal ca conducătorul unei echipe de pe primul loc din Liga 1 să spune despre suporterii adversi, citezi că sunt niște petarde și îmi provoacă grea? Nu am zis că nu comentăm noi. Chiar nu. Cum ați reușit să comentăm? A să ajunge coleg de echipă cu conducătorul, de exemplu, cu Chipciu. Eu am fost coleg cu Chipciu, am fost coleg la Brașov și el de altfel este un băiat foarte bun, nu? Dar că probabil ce se întâmplă la Steaua, ce se întâmplă în jurul acestei echipe, poate că l-a schimbat puțin. Eu am remarcat la el, nu neapărat acum, în preajma acestui meci, am mai remarcat niște declarații, care unul mi s-au părut puțin deplasate și chiar îmi permit, ca un fost coleg, să dau un sfat, ar trebui să fie puțin mai respectuos la adresa colegilor. Până la urmă am văzut o declarație acum
o săptămână sau două, că și-ar dori să vadă și alte echipe pe lângă Steaua, că nu văd alte echipe pe lângă Steaua. Am mai văzut o declarație după meciul cu Iașu în care spunea că Iașu n-a trecut de centrul terenului. Eu n-am văzut meciul acela, dar totuși Iașu a marcat un gol, deci în consecință Iașu a trecut de centrul terenului. Poate că el ar trebui totuși să arate puțin mai mult respect și față de ceilalți jucători din divizia, din Liga 1, pentru că și acei jucători, ca și el, aleargă, muncesc, poate că nu sunt așa înțestrați ca și el, dar totuși fac tot ce pot și să jignești așa, mi se pare puțin deplasat. Va fi, credeți, un meci dur? Adică să vor fi cartonașe, e primii intrări mai dure din partea voastră, din partea lor, după toate declarațiile astea? Și... Nu cred. Totuși ar trebui să liniștim puțin lucrurile, pentru că pe teren oricum nu va fi ceva diferit față de un alt meci important. Dacă veți fi conduși foarte rapid în intenționare să sară în teren, voi cum o să reacționați? Dar cine a spus asta, că fanii rapide? Sunt informații că nu se fac. Nu numai chiar de nu ne dăm ocazia să intre, pentru că putem, dacă vom conduce, putem pierde meciul și nu cred că vor lucrul ăsta. S-a mai întâmplat o dată și să pierdem un meci la masa verde. Și nu. Rapidul, precum Ienci, Săpunaru, Daniel Nicolaev, au transmis mesaje de încurajare, mesaje pro Rapid. Ce înseamnă pentru voi? Foarte mult. Sunt mereu alături de noi. Discutăm numai la meciurile astea. Tot timpul vorbim cu ei și mai mult ca oricând sunt alături de noi. Și e important să îi știi alături de... Pentru că sunt jucători care au evoluat împreună și chiar sunt alături de această echipă și merită tot respectul. Ce întrebă la Steaua este cum sunteți motivaționale înainte de partid? Am înțeles că în seara asta o să mergeți și voi la un film. Vă montează să, înainte acestui meci să fiți toți împreună, să discutați? Nu merge la film. Și atunci când nu reușite Marian Rada să vă motiveze? Sau nu mai merge? Înțeles că vă spunem din partea suporterilor mesaje pe care le-a Vă puteți să ne mai spuneți, că încă nu știm programul, văd că știți mai bine, nu? Chiar nu știm. Da, surprize, chiar nu știm. Deocamdată trebuie să te motivezi singur, pentru că sunt bune și aceste lucruri și inițiative și sunt sigur că și noi vom fi, nu știu, motivați, dar e prea devreme. Mai sunt două zile până la acest meci și cred că fiecare e conștient de importanța jocului și nici prea mult, pentru că nu e bine. Mai grav e că v-a abandonat propria conducere și aveți din ce condiții mai precare aici la club, dacă angajat. Astea sunt problemele noastre majore în momentul de față. Trecem printr-o situație dificilă în întregul club, dar o să vorbim mai multe după meciul ăsta. Din respect pentru suporteri, pentru ceea ce reprezintă acest meci, că e unul de orgoliu pentru toată societatea rapidistă, lăsăm deoparte aceste probleme până după meciul cu Steaua, așa, în stabilit. Dar simțiți că Rapidul trăiește acum doar prin voi și prin suporteri? Nu simțim asta, pentru că totuși încă sunt oameni aici care muncesc, nu știm pentru cât timp, dar muncesc încă. Dar nu e prea mare diferență? Voi sunteți aproape abandonați. Lor se promite 5.000 de euro pentru fiecare gol de la 3-0 în sus. Cum vă simțiți voi? Poate o să avem și noi vreo prima până la ora jocului, nu se știe niciodată. Da. Noi trebuie să le, și sunt sigur, le vom da ocazia să nu aibă parte de această primă, clar. Meciul exact nu mi-l amintesc. Cred că perioada era la început cu Răzvan, dacă nu mă înșel, la începutul acelui... Nu, atunci. Nu știm, dar cam aceea e perioada. Nu știu să-mi amintesc. Nu pot aminte exact meciul, dar cam aceea e perioada de când am mai primit.
Veți mai intra cu un banner ceva, un semn de protest și la începutul acestui meci? Încă ne gândim la lucrul ăsta. O să vedem, o să vedem atunci. Aveți un mesaj pentru suporterii voștri înaintea acestui meci? Știu că noi suntem, vom fi devotați. Am avut o discuție înainte meciului de la Bistrița și am convenit împreună ce este de făcut la acest meci. Ați susținut meciul cu Olchimului? Nu, din păcate nu, dar chiar... Din păcate pentru toată țara, pentru că chiar mă gândeam că o să fac un meci bun acolo, dar chiar a fost, făcând o paralelă cu meciul nostru din, am pierdut minutul 96 cu Steaua. Deci cam așa a fost, destul de nu știu, tragic, dar... Nu am apucat să vedem meciul, dar am văzut foarte puțin. Eu cel puțin am văzut foarte puțin din acest meci și pe final. Care situațiile celor două echipe, pentru că există probleme cu Bani și la ele și s-a așteptat să fi fost ultimul meci în componentă? Peste tot sunt probleme, nu numai la noi sau la Olchim. Vedeți că sunt cât mai multe echipe ce au probleme mari și sunt multe, sunt tot felul de zvonuri că au probleme și cu licența și cu, mă rog, și e păcat pentru că fotbalul, în loc să măcar se mențină pe o linie de plutire, și e din ce în ce mai jos și în păcate ăsta e adevărul. Aș vrea să spuneți toți trei, dincolo de probleme și de rațiuni tactice, cum se câștigă un astfel de meci? Cu sufletul și cu mintea. Clar. Din punctul meu de vedere. Cu mintea și cu sufletul. În ordine asta, zic eu. Ați făcut ceva special? E clar, astfel de meci se câștigă intrând 100% sau chiar mai mult dacă e posibil, pregătiți să dai totul.